Olanda ne-a trântit din nou în nas ușa spațiului Schengen. Oficiali olandezi ne-au spus și de ce. La noi corupția este sport național. Avem timp până în primăvară să schimbăm asta. I'm not an enemy of Romania and Bulgaria, not at all. And so what I want to reach is that people in Europe can be 100% sure that no criminals and no corruption will interfere with our internal market. Ministrul olandez de justiție l-a luat pe nu în brațe încă de la intrarea în clădirea unde urma să aibă loc ședința. Ne vom răzgândi poate la anul, în februarie, a spus el jurnaliștilor. It seems that Romania and Bulgaria might bring the Netherlands to the European, to the Court of Justice of the EU. Yeah, you see, I think they can reach better results and quicker to improve the situation in Romania and Bulgaria than wait for a procedure. Lers n-a fost impresionat. Lers n-a fost impresionat nici de aluziile președintelui Băsescu, care a dat de înțeles că România ar putea boicota legumele olandeze. Yeah, this is not about selling vegetables. This is about what is it, rule of law. This is about crime and to fight against corruption. În fața poziției intransigente a ministrului olandez, colegii din Consiliul de Justiție și Afaceri Interne s-au dat bătuți. So I can understand that that Romania and Bulgaria are frustrated, but we have discussed this many times and the issue hasn't changed, so there were no surprises. So I think there was not a particularly tense debate. There was more frustration. Surse de la Bruxelles au spus că problema aderării României și Bulgariei la Schengen s-ar putea ridica și în ședința de azi a Consiliului, dar e foarte puțin probabil ca Olanda să-și schimbe poziția. Moment.